Ne vom fi întrebat unii dintre noi cine a fost Sfânta Tecla, întâia muceniță. Bună! Sunt Dr. Josh, aici la God Be With You, unde vă împărtășim ghidare culturală spre împlinire spirituală. Și acum despre subiectul nostru. Sfânta Tecla, întâia muceniță și întocmai cu apostoli. Sfânta este prăznuită în 24 septembrie. Numele ei înseamnă Slava lui Dumnezeu. Probabil că Tecla este o abreviere, o prescurtare a numelui Teocleia. Despre ea, Sfântul Metodiu de Olimp, în al său simpozion sau banchetul sau despre castitate, în discursul al VIII-lea, spune că a fost formată în preajma Sfântului Pavel, a Sfântului Apostol Pavel. Tecla era din cetatea Iconiu și a devenit ucenița Sfântului Pavel în casa lui Onisifor. Apoi, în Antiohia, spun mărturiile că a pătimit mucenicie, dar a supraviețuit chinurilor și a murit la vârstă înaintată, la 90 de ani, în Seleucia. Se spune că păgânii o prigoneau și, voind să o prindă, ea a ajuns în fața unui munte, precum altădată Elisabeta, împreună cu înainte mergătorul, și în fața muntelui l-a rugat pe Dumnezeu și muntele s-a deschis și ea a trecut dincolo sau, cum spun mărturiile, a fost înghițită de munte și despre ea ulterior nu s-a mai aflat nimic. Despre ea vorbesc niște mărturii din secolul V, deci un pic mai târziu, și anume niște apocrife, Faptele lui Pavel și Tecla și Minunile Sfintei Tecla. Despre Sfânta Tecla vorbesc apoi mult mai târziu alți scriitori bisericești, precum Fotie în secolul al XII-lea sau Nichita Paflagonul în secolul X, acesta din urmă numind-o misionară, învățătoare, se spune despre ea că tămăduia bolnav în numele lui Hristos și, de asemenea, că iniția sau învăța pe cei care se apropiau de Sfântul Botez. Prima mărturie, cum spuneam, vine din partea lui Metodiu de Olimp. Acesta, în al său banchetul, îi încredințează Sfintei Tecla locul al 8-lea în discursuri și anume îi dedică 15 pagini complexe, dense, pline, care cuprind o mulțime de aspecte ce s-ar merita abordate. Noi ne vom opri asupra câtorva mici aspecte prin care să încercăm să înțelegem prin reflexie, ca în oglindă, din cuvântarea Sfintei Tecla să înțelegem despre ea, cine a fost ea, cum era ea, cine era această Sfântă Tecla. Biserica o numește întâia muceniță și întocmai cu apostolii, pentru că este prima despre care se mărturisește că, fiind femeie, a pătimit pentru Hristos. Primul sau întâiul mucenic este Ștefan, prima sau întâia muceniță este, iată, Tecla. Și este întocmai cu apostolii, pentru că nu doar a fost contemporană cu apostolii, a fost ucenița Sfântului Apostol Pavel, ci a și desfășurat activitate asemeni celei a apostolilor. Discursul său este centrat asupra temei castității sau fecioriei sau abstinenței. De altfel, întreaga lucrare a lui Metodiu urmează modelul banchetului lui Platon, dar este centrat pe fecioarie, o temă care era importantă pentru epoca respectivă. Fecioarele, prin virtutea însăși a fecioriei lor, se bucură de o anumită libertate în fața muncilor martiriale. Ele sunt ca niște suflete frumoase, adică, cum se exprimă autorul grec, calipartenoi, adică fecioarele cele frumoase. Și ca și în Platon, sufletele fecioarelor sunt ca niște ființe înaripate, au aripi și în zborul lor lin plutesc pe deasupra preocupărilor omenești. Viața omenească este văzută ca o piesă de teatru,
în care fiecare dintre noi avem un rol în drama adevărului. În schimb, cei cu plăceri sălbatice sunt îndepărtați de pe scena adevărului ca niște neinițiați. Virtuțile sunt văzute ca într-un rai, un așa zis rai al virtuților. Și practicându-le, noi evităm sirenele, care sunt demonii, într-o exprimare oarecum homerică. În raiul virtuților, virtuțile sunt ca niște pomi. Chiar dacă, așa cum le practicăm noi în viața noastră pământească, ele sunt ca niște umbre și ca niște contururi ale acelora adevărate din raiul lui Dumnezeu. În centrul raiului se află pomul înțelepciunii sau virtutea înțelepciunii. Și precum pomii rodesc mere și rodii, dar chiar și struguri în exprimarea lui Metodiu, la fel și virtuțile rodesc ca niște fructe de mare preț, dreptatea, cumpătarea, adevărul, dragostea, prudența, toate învârtindu-se, cum am spus, în jurul înțelepciunii, care pare să fie virtutea cea mai de preț. Roadele sunt nestricăciunea și mâncând, hrănindu-ne cu ele, mâncând din aceste roade, neîncetat noi ne îndreptăm spre îndumnezeire. Și Tecla citează din Sfântul Proroc Baruch, care zice că acolo unde se află prudența și cumpătarea și înțelepciunea, acolo se află lungimea de zile, viața, lumina și pacea. Virtuțile sunt în sufletul omului într-o armonie precum un imn nupțial. De aceea, în deschiderea discursului său, adică al optelea, înțelepciunea, care este numele uneia dintre fecioarele participante la dialog, înțelepciunea ne strunește dinăuntru ca pe o chitară. Sufletul nostru este, iată, o chitară strunită de înțelepciune. Tecla vorbește strunită și îndemnată și sfătuită de Fecioara Maestru, înțelepciunea, rostește acest discurs nemaipomenit, bogat în teme, are câteva pagini închinate numerologiei, are câteva pagini închinate astrologiei. Sfânta Tecla este numită drept lampă aprinsă, așa o numește Sever al Antiohiei în secolul 6. Iar Grigorie Taumaturgul, autorul banchetului în care personaj important este Tecla, este și el participant la dialog și o numește pe Tecla bătăioasă și splendidă și o numește pe ea model pentru toate femeile. Iată un model care e important pentru viața creștină de după Tecla și până în zilele noastre. Vă invit așadar să vă abonați la acest canal și în filmări viitoare vă vom prezenta și alte chipuri de femei virtuoase. Reținem însă că Tecla, întâia muceniță, este și rămâne un model pentru femeia virtuoasă din toate timpurile.